Salutare, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul Consultanță Cripto, bine v-am regăsit pe cei ce sunteți deja abonați, bun venit celor noi. Astăzi vom avea un nou episod în care voi vorbi despre o criptomonedă la rugămintea multora dintre voi. Este o criptomonedă de top și cred că a venit momentul să discut în linii mari și pe înțelesul tuturor despre această monedă. Moneda în cauză se numește Polygon Matic se află pe poziția 15 în CoinMarketCap este o criptomonedă extrem de populară vă spuneam și în alte episoade că pe CoinMarketCap sub numele monedei când dați click pe o monedă și se deschide pagina cu detalii aveți o mică zonă în care spune On Watch List asta înseamnă pe lista a câtor oameni se află proiectul, câți oameni urmăresc această monedă pe CoinMarketCap și o au la favorite. Și putem vorbi de un număr destul de mare, 368.916 oameni urmăresc acest uh, proiect. Uh, în linii mari, am să încep cu denumirea lui, cum o au ei pe site-ul oficial. Spun așa, Polygon, Ethereum's Internet of Blockchain, acest proiect este un agregator de blockchain-uri pentru Ethereum. Este un proiect adresat developerilor, programatorilor, celor care dezvoltă soluții și tot felul de aplicații, portofele, sisteme de plăți, sisteme de logare, tot felul de baze de date, deci tot ce este construit pe infrastructura blockchain a celor de la Ethereum. Poate fi agregat cu matic-poligon. Nu va fi un clip în care voi spune date tehnice, nu, nu intrăm în acea zonă. Poate cândva, când această comunitate va fi mai mare, intrăm și în zona aceea. Am să încep cu numărul de monede aflate în circulație. În clipa de față, sunt 6,2 miliarde de matic-monede în circulație numărul total de monede care va fi creat va fi de 10 miliarde. Ca orice proiect în această, să zicem, corecție a pieței, este afectat foarte serios. Anul acesta, de la înființarea proiectului până acum, a atins vârful de piață. Pe data de 18 mai 2021, o singură monedă valora 2,4$. Comparativ, cum vorbeam ieri când am făcut uh, analiză la Cardano, comparativ cu Cardano sau comparativ cu uh, XRP-ul, ca suplai, ca număr total de monede, e undeva de 4 ori mai mic. Și atunci putem specula că valoarea lui mai poate crește și cu siguranță va crește. Uh, încă o dată menționez ca de fiecare dată, noi aici vorbim Pur informativ, nu sunt sfaturi de investiții. Dacă vreți să vă investiți bani în orice monedă, trebuie să o faceți pe răspunderea voastră și să vă faceți temele, adică să vă documentați. Să revenim. Poligon Maticu se află pe locul 15 în CoinMarketCap cu un volum zilnic destul de mare. Sunt undeva pe locul 5-6 de 5 miliarde de dolari tranzacționați în fiecare zi. Uh, la fel ca și Cardano, sunt poziționați bine pe exchange importante, pe Binance, pe Coinbase, pe Huobi, pe KuCoin, pe FTX, pe Gemini. Uh, singura absență notabilă pe care o văd aici ar fi Kraken. Um, este, na. Un proiect extrem de interesant că am toate proiectele care fac ceva în lumea reală, chiar dacă este în lumea software, adică dacă au un business în spate, eu personal le consider interesante. Acum piața traversează aceste turbulențe care creează o mare confuzie. Oamenilor, suntem în bear market, nu suntem în bear market dacă e să ne luăm după definiția bear marketului, orice corecție prelungită ce poziționează un asset sub 20% din valoare înseamnă bear market. Piața noastră a avut numai anul ăsta, cred că 5 mini bear marketuri. Și atunci avem nu știu, o situație inedită. Nu este ca la bursă, este total diferit. Însă, eu nu cred că Bitcoin va rămâne Sub valoarea de 40.000 de dolari foarte mult timp. Și cred că cu puțină răbdare vom traversa cu bine această perioadă. În rest ce pot spune? Poligon Maticul mi se pare un proiect de top care cred că are șanse să intre în top 10 anul ăsta pentru că a avut o evoluție foarte bună chiar foarte bună. Mă uit pe chartul lor, pe all time și de la valoarea de 0,01, deci de la un cent să ajungi de 100 de ori mai sus, mi se pare extraordinar pentru orice proiect. Dacă vor reuși să mențină această valoare, cred că are șanse extraordinare în viitor. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru toate comentariile, vă doresc un weekend plăcut și să ne auzim cu bine!